Bine v-am regăsit, dragilor! Din colecția Povești cu Suflet, astăzi o să citim Ce mă face să mă simt trist. Tot de la editura Aramis. Ursulețul polar nu mai văzuse niciodată până atunci zăpadă. O simțise sub labe, o simțise topindu-se pe vârful nasului, o simțise rece pe limbă, dar nu o mai văzuse niciodată. S-a născut înconjurat de zăpadă, în adâncul întunecat al bârlogului, dar sosise acum timpul să plece. Mama sa a săpat cu labele ei puternice și lumina strălucitoare a inundat pe dată bârlogul. Ursulețul polar a strâns din ochi. Lumina era atât de puternică, totul în jur, oriunde te uitai, era alb. Și pentru ochii lui somnoroși, era foarte strălucitor. Era ciudat să se afle afară. Simțea că îi se strânge burtica, iar labele lui erau nesigure. Și zăpada era mult prea alunecoasă. Îi plăcea bârlogului cald și întunecos și îi părea foarte rău că o să-l trebuiască să-l părăsească. De ce nu putem sta aici? A întrebat-o pe mămica urs. Pentru că avem nevoie de mâncare, a răspuns mămica urs zâmbind, și aici nu prea găsim. Ursulețul polar a privit în jur. Mămica urs avea dreptate, nu era nimic de mâncare. Oriunde se uita era numai zăpadă. Așa că au pornit în sfârșit la drum. Soarele era sus pe cer, au mers și au mers și au mers. Când în cele din urmă soarele a coborât destul de jos pe cer, de părea că atinge pământul. Atunci s-au oprit. Am ajuns? A întrebat ursulețul polar. Nu, a spus mămica urs. Mai avem încă drum lung de făcut. În noaptea aceea, când ursulețul s-a ghemuit strâns în blana caldă și moale a mamei urs, a simțit din nou ceva săcăitor în burtică. Îi era dor de grotă, îi era dor de căldura și de siguranța ei. Acea zi nouă fusese rece, grea și foarte lungă. Își dorea cu adevărat să se întoarcă acasă în bârlogul lui cald, întunecos și plin de zăpadă. S-a uitat cu ochii mari la luna strălucitoare de pe cer și curând și-a simțit ploapele grele și a adormit. Cu cât se apropiau de mare, cu atât banchiza devenea din ce în ce mai subțire. Fii atent! L-a prevenit mămica urs. Aici e foarte periculos! Gheața este subțire și dacă se rupe sub noi, va fi greu să ieșim sau să înotăm. Mama urs a mai încercat încă o dată cu o lăbuță, dar gheața a trosnit. Ursulețul era foarte îngrijorat. Mama urs însă i-a zâmbit plând. Uită-te la mine, a spus ea. În loc să pună laba mare pe gheață, riscând să facă și mai multe crăpături, s-a lăsat să alunece pe burtă. Ce faci, mămico? A întrebat ursulețul râzând. Arăți caragios! Îmi repartizez greutatea, dragul meu, a răspuns mama urs. Încearcă, o să vezi, este chiar hazliu! Exact așa a făcut și ursulețul. Mama urs avea dreptate, era chiar distractiv. Acum gheața redevenise mai groasă. Ursulețului îi era atât de foame că îi chiorăiau mațele. Întotdeauna este atât de greu, mama? A întrebat el. Înainte de a răspunde, un timp, mama a părut foarte, foarte gânditoare. A fost o vreme când gheața rămânea groasă și rezistentă și erau foarte multe foci de mâncat. Dar acum aerul este mai cald și gheața se topește.
iar ca să găsim mâncare, trebuie să mergem mai departe și mai departe. Lumea noastră se schimbă, așa că trebuie să facem ce putem ca să supraviețuim în ea. Însă când mă uit la tine, știu că încă mai avem un viitor, a zâmbit mama. Cu toate astea, ochii ei erau foarte triști. Totuși, mai există încă un lucru care mă face să fiu foarte bucuroasă. Și a surâs cu cel mai cald dintre zâmbetele ei. Apoi și-a desfăcut larg labele. Nimic nu mă face mai fericită decât o îmbrățișare ca între urși cu minunatul meu pui. Sfârșit. Pe curând, dragii mei.